Te teamă de meciul acesta cu Dinamo? Te teamă de orice meci. Noi trebuie să ne concentrăm, pentru că mai ales și meciul de aseară care l-am făcut, au pus în gardă echipele care joacă cu noi și vă dați seama. Și mi-e teamă de să se recupereze echipa din punct de vedere fizic. Da, voi jucați, ați jucat joi, jucați luni, Dinamo de luni pe luni, adică e o săptămână, într-adevăr. Deci, exact, exact. Și Dinamo are jucători, are numai echipa de anul trecut. Și au adus în iarnă jucători valoroși, jucători buni. Da. Și repet, e o echipă în criză mare de puncte. Deci... Dar în play-out nu mai arată așa de bine, totuși. Așa, cel puțin asta e impresia după primele două meciuri, cum au arătat pe finalul sezonului regulat. Aici e vorba și de presiune. Echipele care rezistă la presiune, pentru că sunt meciuri decisive, din ce în ce devin meciuri mai puține, și echipele care rezistă la presiune și la tensiunea meciului, cred că alea sunt care vor rămâne în Superliga. Cum ar arăta obiectivele Oțelul în acest moment, Cristi? Care ar fi? Dacă ne-am depus licență de UEFA, eu spun că asta ar fi un vis frumos. Loc de Europa. Prin Cupa României sau prin... câștigând play-out-ul și eventualul baraj următor. Da, așa este. Așa este. De asta spun, avem nevoie, fac un apel și către suporterii gălățeni, către oraș, luni seara să vină să susțină echipa, pentru că au nevoie de ei. Băieții noștri, că sunt și ei destul de obosiți, dar cu un suporter, cu un jucător în plus, prin suporterii noștri, cred că îi vom mulțumi la finalul jocului. Da. Și când vorbea Doinel Munteanu, Cristi, de Europa și de play-off și de astea la Galați, lua lumea la bășcălie. Uite că da, sunt doi pași. Da, așa prin este. Cupă. Prin cupă sunt doi pași. Mai mult. El are o vorbă, mereu îmi spune, bă, Cristi, eu vreau să mă bat cu campionii. Da, avem nevoie de buget, mai va. Da, corect. Repet, eu consider că este unul cel mai bun antrenor din România și asta nu faptul că e antrenorul nostru sau nu. A dovedit și tot ce a făcut la Galați, eu cred că e un exemplu de urmat. Nu uităm că echipa asta e luată din Liga 3, în 2 ani de zile, în mai puțin de 2 ani am ajuns în Superliga, am ajuns în semifinală, am fost aproape de play-off. Eu zic că a fost un an bun, un an, cum să spun, reușit, așa, între ghilimele, că era mai reușit. Care poate fi și mai reușit. Poate fi și mai reușit. Poate fi și mai reușit, așa este. Așa este. Dar apropo ce spui tu de Doinel Munteanu, să știi că, uite, Andrei Vochin, care este aici în stânga mea și care este un analist beton pe ce înseamnă fotbal românesc, a făcut mai devreme o analiză pe treaba asta și a spus în felul următor: Doinel Munteanu, antrenorul anului în fotbal românesc. Da, păi gândiți-vă că este, cred că, cel mai longeviv antrenor. Și longeviv, iar Andrei a vorbit cu argumente și exact pe rezultate și pe performanța care a făcut-o în condițiile care în spui condiții și tu grele. Financiare care sunt la Oțelul. În condiții grele, da, exact. În condiții grele și de asta nu spunea asta. Eu am mai spus, dacă am avea un buget, să spunem, 5-6 milioane de euro, cu siguranță ne batem la campionat cu Dorinel. Deci cu 5-6 milioane de euro Oțelul s-ar bate la titlu. 100%. 100%. Dacă am avea puterea financiară să-i satisfacem, știu, salariul la anumiti jucători care am dorit să ia, pentru că are ochi la jucători, știe ce jucători să știe ce aleagă. Are nevoie, dar nu poate să-i aducă când are bănuți. Exact. Salariile sunt mici și... Da. Dar și așa suntem mulțumiți. Ești conștient că dacă bateți Dinamo luni, le mai bateți un cui acolo în groapa lor? Ne doresc să câștigăm fiecare meci, să dai seama. Și dacă am bate Dinamo, ne-am mai liniștit din punct de vedere al campionatului. Al prezenței noastre în sezonul viitor în Superliga. Da, 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 da. Ați face și matematic, probabil, sau aproape matematic, punctele aproape, ca să, da, săriți de locurile de baraj. Exact, exact.